Super. Link. Ok. Astăzi ne-am gândit să facem o ediție pe zona de testare, calitate și risk management. Sunt cumva. Noi folosim interschimbabil chestiile astea prin birou. Și sunt niște specificități când ai de-a face cu aplicații cloud native, cu microservicii, cu zona asta de care v-am vorbit mai devreme. Și azi o să avem prima dată doi colegi de aici de la Adormi care o să povestească cum facem noi testare pe microservicii și pe Kubernetes. Și după aia o să avem pe Andrei aici de față, care o să ne învețe ceva mai un deep dive așa, mai concentrat pe Istio și Canary Testing și zona asta. O mică notă despre prima prezentare. Ne-a fost greu să ne dăm seama ce ar fi relevant și util de prezentat, așa că trecem prin tot câte puțin. Așa că rugămintea ar fi, dacă vedeți ceva care vi se pare curios sau neclar sau interesant, să îi întrerupeți și să întrebați sau să povestiți cum faceți voi sau să îi contraziceți că nu e bine, orice de genul ăsta, ca să votați un pic prin atenție cam ce zonă e mai interesantă și să nu ne lungim cu descrieri. Cam asta e. Să-i dăm drumul. Hai să-i prezint, nu? Da. Nu, da. O să vorbească Cătălin Zampir, care este auto-intitulat TestOps. Un glorified QA. Adică este un platform engineer care construiește sisteme folosite de colegii care fac release management în staff ca să le facă munca cât mai ușoară și eventual să le elimine. Așa. Iar Alex Paraghi aici de față este un simplu tester dintr-o echipă de feature-uri și dă acolo click să vadă să a stricat butonul. Pentru că e unul din cei mai bătrâni de la noi și știe bine automatizare, a fost ales, votat, nu știu, șeful comunității de tester din birou. Că fiind multe echipe, avem niște comunități din asta. Și așa că vorbește cumva în numele tuturor echipelor, cu ce o să zică. Și cam asta e. Hai să începem. Cine vă știu? Hai că-i dragă. Da, o să-mi iau aici telefonul în față. Hai, Andreea. Da, prezint. Da. Da, cred că nu. Nu aveți webinar sau nu. Nu. Nu aveți prezent. Nu aveți cu tab. Nu, da, era unul din ăla, nu? Se vede mult mai bine dacă dai share, da. Dacă zice cineva din sală ceva, să repetați în microfon. Ah, da, bine. Nu trebuie să pleci, Alex. Super! Bine ați venit la acest TED Talk despre microservicii, în care cumva încercăm să descriem ce se întâmplă pe partea de mitigare de riscuri în procesul nostru de testare, care se întâmplă la Adormi. Am impus să răspund. Iar legă. Sper. Dacă și mergești un minut. Nu vrea? Păi asta-i stat. Apoi că trebuia să facem înainte și partea asta de dacă merge.
Super. Eu cu Alex împreună lucrăm la Adormi și Adormi, după cum știți, este un e-commerce website, după cum foarte multă lume ne-a spus. Și întrebarea este ce poate să fie atât de complicat la acest e-commerce website? Și ideea este că în spatele acestui website, în 2019, un coleg a făcut o foarte frumoasă diagramă, hartă cu tot felul de servicii care încearcă să ne prezinte cam ce se întâmplă în sistemele noastre. În partea asta de interior, și acum mai am zis dacă fac chestia asta cu microfonul, reprezintă microserviciile și ce este pe lângă, prin exterior, sunt gateway-uri sau admin-uri sau tot felul de alte platforme care nu sunt private. Dar în 2023 s-au mai schimbat lucrurile și nu s-a mai datat harta asta, dar cu toate astea am ținut cu foarte multă ardoare să menționez că s-au mai întâmplat aplicații noi, s-au șters aplicații vechi, s-au mai clusterizat niște lucruri care, na, între care și Rabbit, alte dub-uri, alte nebunii. Și așa că ajungem la ideea, mulțumesc Valei, în care Adormi este practic un univers destul de mare care conține, hai mă Edward, multe astfel de servicii. Am cam testat asta mai devreme, ce Dumnezeu. Așa. Ok. Și aici o să zic eu un pic de o echipă. Pe lângă partea de servicii sunt și mulți oameni și ideea e că noi ne-am grupat pe echipe foarte mici de 5 oameni, așa, care au toate rolurile și skill-urile ca să facă orice singuri, fără ajutor. De la având, nu știu, obiective de business, ducem conversia până la cer sau mai știu eu ce, roadmap, proiecte, feature-uri, dar sunt responsabile echipele astea mici și de codul lor, 10-15 repo-uri cât or avea, decizii de arhitectură, sistemele pe producție, calitatea datelor din producție și din BigQuery. Deci cumva fiecare echipă e stăpână la tot și e destul de autonomă. Și sunt grupate așa pe niște triburi. Sunt astea, echipele portocalis fac customer facing stuff. Și cam ele sunt mai speciale pentru azi că lucrează foarte mult cu sisteme interdependente. Ca să faci o cumpărătură, treci prin mai multe zone din site, intri pe funnel, îți faci cont, te plimbi printre produse, le adaugi în coș, vezi oferte, crezi o comandă, vezi și mantul și fiecare zonă din asta e owned de o echipă. Și așa că fiecare echipă are și o zonă din site și 11 servicii. Și dai seama, dacă vrei să faci un feature, poate vrei să modifici și aia și aia și ajungi să interacționezi cu sisteme și cu bug-uri ale altor echipe foarte des în zona portocalie. Apoi sunt echipele alea mai izolate, bloc, care fac unelte interne variate de la, scrie acolo, supply chain, warehouse, stuff. Și echipele de platformă care fac unelte pentru ceilalți programatori. Sunt trei echipe de date și e core engineering, care e echipa de, cum e, echipa de DevOps. Da, sunt platform engineers care construiesc sistemele pe care lucrează toți ceilalți. Și după cum vedeți, Cătălin e la Core, Alex e la Gamma, se ocupă de ordere, de shipment-uri, de astea. Next. Și unu. Te-ai dus până la final, nu? Partea de arhitectură, honest, aveți niște guidelines care se... Nu, e haos total. După cum... Era... Dă-i înapoi. Practic, aici e cuvântul cheie, ARC. Fiecare echipă e responsabilă de decizii de arhitectură pe sistemele lor și atunci avem un sistem de RFC intern în care cineva vrea să facă un feature, publică un proposal și îi bârie pe ceilalți pe Slack, hai mă, e ok ce am scris acolo,
la un moment dat o să primească comentarii că e ok, că nu e ok și e destul de descentralizată partea asta de decizii arhitecturale. Ce costă de validare, deci de proposal, review și ce costă se închide cumva tot în QA, adică la final... Nu, asta sunt decizii de arhitectură, nu... E mai degrabă cum planifici implementarea rather than specificații funcționale sau non-funcționale. Așa că... De unde validezi că s-a făcut conform cu chat vorbiți, chat validezi? Nu validezi. Este... Chiar numele procesului la noi zice request for advice, în care it's non-binding advice. Tu pur și simplu propui ceva și ceri feedback de la unii mai deștepți ca tine sau mai informați și apoi faci cum crezi tu. Și ți asum consecințele când te trezești noaptea că a picat ceva. Nu. Ok. Și ziceam că echipele astea sunt mici și multidisciplinare, așa că în fiecare echipă e cât un front-end, cât un back-end, cât un key, e destul de greu să ai consistență. Și așa că avem organismele astea orizontale în care se iau decizii de practici, convenții, anything like that, sau se planifică chestii transversale. Hai să migrăm toți la nu știu ce. Și există și o comunitate de QA unde Alex e boss la această comunitate. Gata, asta a fost o vorbire pe organizație, că e relevant, că e foarte multă conversație și coordonare necesară și noi ne străduim destul de mult să eliminăm coordonarea și echipele care fac ceva să fie autonome pe tot procesul de dezvoltare și livrare fără să depindă de alte echipe. Și asta înseamnă că trebuie să poți să testa, să poți să testezi feature-urile altor echipe, să poți să lansezi microservice-urile altor echipe, să poți să modifici codul altor echipe, so it's pretty important să aibă încredere unii în alții că nu își strică codul. Gata. Bun. Așa. Asta înseamnă că în acest univers adormi, după cum a zis și Bogdan, pe lângă partea de website care există și este folosită pentru a împuternici cumpărătorul să cumpere cumpărăturile pe care le face de Valentine's Day și alte chestii, ownăm și managem tool-uri interne, cât și automatizări de la crearea de produs, la catalog, la supply chain și manufacturing, ce scrie acolo, depozit și inventory acolo în engleză. Customer care, mai avem niște AI stuff pentru partea de BI, data engineering, whatever. Creăm tool-uri pe care le folosim pentru infrastructură, tocmai ca să ne ușureze munca, StyleGal și alte tool-uri pe care le folosesc ca noi, ca developeri. And so on. Asta e ca un fel de intro, cam ceea ce presupune și reprezintă că se întâmplă în Adormi, când vorbim practic de un inginer din cadrul companiei Adormi. Vale. Ok. Asta înseamnă, mă rog, astea fiind spuse și prezentate, astăzi cumva o să facem ne uităm mai atent la ce sunt în sistemele care reprezintă acest customer facing, adică sistemele din spatele site-ului efectiv www.adormi.com. Vale. Și începem cu niște testing practices, că nu știu pe română, CI/CD, medie de testare, cum facem noi production testing și alte tool-uri care ne ajută în speța managementului de risc și analizei de risc. Când vine vorba de practici de testare, în Adormi, exact cum a spus și Bogdan, inițial fiind echipe sau, mă rog, organizarea fiind pe echipe micuțe care au independență, la modul că fiecare se ocupă de feature-urile pe care le dezvoltă, de la back-end, front-end, baze de date, testare și așa mai departe, am ajuns la concluzia că în fiecare echipă se întâmplă chestii mișto și avem tot felul de tipuri de testare sau nu știu, layere de testare pe care le acoperim cu diverse
sau în diverse, în diverse feluri. Și în ultima perioadă ne-am focusat să le și grupăm așa și să ne dăm seama, bă, cam cum e validarea de features în Adormi. Și avem partea de unit, unde avem teste în Laravel, Symfony, Gin, partea de component testing, unde avem Cypress și feature tests, feature test. Testele de features se referă în principal la teste care sunt în interiorul microserviciilor și care se deployează de fiecare dată când facem un sau se rulează de fiecare dată când facem un build pe microserviciul respectiv. Avem teste de integrare, un pachet de teste automate pe care îl folosim în validarea diverselor scenarii pe care le întâlnim. O să vorbim în detaliu puțin mai încolo. Teste de UI și gateway. Aici avem pe partea de mobile, tot la fel o să aducem mai multe detalii sau să intrăm mai în amănunt mai târziu. Avem niște teste de mobile care testează fix GVMain în producție sau, mă rog, un gateway în producție. Și veșnica și indispensabilă testare manuală și exploratorie, care de regulă se execută atât pe mediu de test, cât și în producție pentru a vedea diferite. Da? Am văzut că la component testing ați trecut Cypress, care oarecum testează interfața grafică. După aia am văzut că sunt integration tests. După aia mă gândesc că se folosește tot Cypress. Ok. Și după aia mergem la UI, unde văd că nu se menționează Cypress, deci se folosește altceva. Aștept mai multe informații. Asta e ordonarea testelor în funcție de nevoile pe care le-am avut noi. Noi cu Cypress, de exemplu, testăm componente de front-end, nu testăm integrat la modul doar asepturi că există. O să vină în... Ai diverse module care se testează independent cu Cypress și ai și scenarii de smoke testing care se testează cu Cypress. Deci e și pe verde și pe roz. Da, ok, am înțeles. Și auzi, Alex, dar poza asta de-ai luat de pe net cu piramida testării zice că ar trebui să fie unit testing gras și exploratory testing slab și la noi cum e? Yeah. Cum am venit în care am pagină, că le-am luat grup și le-am pus în care să vină bine pagină. La noi mai la Howard Glass Figure. Are glăbăcile pentru că vreau să trebă. Proporțional, nivelul de bug-uri găsite în testare este din automation sau din manual? Mai mare. E greu de monitorizat momentan. Nu pot să spun că avem un sistem de raportare. E in place, dar e efectiv recent. Dar noi în ultima... La mine în echipă, manual, clar. Glumesc, cred că e 50-50. Automatizare e foarte tare cu toți pereții, oriunde te uiți, dar de fapt... E 50-50, pentru că problema cea mai mare când testezi ceva manual e... Nu problema, de fapt, avantajul cel mai mare pe care îl ai când testezi manual e practic... ingeniozitatea și imaginația pe care o ai tu să te duci în edge case-uri, corner case-uri și de regulă pe acolo găsești issue-uri care pe urmă se pot cascada somehow. Adică poți să dai seama că nu e numai pe corner case-uri respectiv, că mai era ceva care ar fi scăpat dacă nu duceai pe manual. E efectiv. Mai am eu adăugare la asta. Întorcându-ne la harta aia mare cu servicii distribuite, fiecare cu jucăriile lor, cu bazele de date, cu contractele lor, tu când faci un feature nou, să zicem un MS Order, MS Order ăla este provider pentru un consumator gateway, care gateway este
consumator, dar și provider pentru front-end, dar este și pentru mobile. Și acum, o modificare nasoală la NSOrder poate să propage multe bug-uri sau nu în gateway sau în front-end sau în mobile. Și acum, având estimat undeva pe la 130 de aplicații care se interconectează, e destul de dificil să ai end-to-end testing pentru fiecare că trec prin toate flow-urile care merg. Și la un moment dat să ajungem să vorbim despre aceste feature test și unit test și Laravel, că e ok, sunt rapide, sunt mișto, sunt whatever, dar le lipsesc o parte de contract pe care l-au cu celelalte microservicii. Îți garantează că măcar funcționează ceva pe happy path? Da. Oarecum logică că, că e in place. Și acum, o chestie mai e și o chestie de umanist așa. După cum zice Alex, vrei să folosești ingenuitatea și creativitatea să strici chestii, nu să repeți scenarii din testele la nesfârșit. Și alea, dacă le ai automatizate, știi că merg și nu trebuie să testezi la nesfârșit aceleași scenarii. Alea dispar și de-aia poți să scalezi, faci. Noi am tot angajat programatori, dar n-am prea angajat testări, pentru că cumva am început tot ce e repetitiv să automatizăm și să ne folosim doar de ingeniozitate. Și programatorii își implementează ei testele unit și pe laptopul lor crapă chestii. Adică ai, e și un element uman să nu faci muncă repetitivă la nesfârșit. Adică nu doar de people, risc. Ceva people sunt singurii oameni sau, nu știu eu, care sunt bucură și nu găsesc un bug. Și... și asta bun la mână, dar la mână și mai important că la job description, când găsești, am văzut QA, din experiența mea am găsit oameni lucrând la QA, pe rol de QA, care erau puțin triști, părați că au găsit în bar. Și zic, nu, cu job. Noi încercăm în adormit să rupem limitările astea între QA, developer și așa mai departe. Adică în echipă la mine, cel puțin, noi facem testarea oarecum spreaded. Adică dacă cineva își termină lucrul în sprint, vine și mai cu testarea dacă sunt overhead sau chestii astea. Mulți dintre, sau toți programatori, chiar toți programatorii, de exemplu, testele Cypress sunt făcute de developerii de front-end. Testele de integration, în principal în echipa mea, sunt făcute de mine, dar dacă e timp pentru alți colegi să intervină, iau task-uri care pot fi automatizate și execută și astfel de teste. Încercăm să nu facem niciun fel de separatism din asta, că tu te ocupi de asta, te ocupi de asta, te ocupi de asta. Încercăm să facem testarea să fie o chestie comună. De ce? Pentru că cel puțin am observat pe partea de mindset, de când am început să avem abordarea asta, câteodată scap eu o idee și vin developerii și îmi zic, bă, dar nu e și dependența aia care s-ar putea să fie influențată? Zic, da, frate, da, chiar așa e. Da? Să-mi zici, te rog, dacă vrei să mergem. Nu. E un open discussion, nu e niciun fel de... O ultimă întrebare, pentru că și eu sunt curios cu fac alte companii la care toată lumea testează, care încă nu sunt sigur că e un lucru rău sau bun, inclusiv dezvoltatorii și product-ul, dacă vrea, toată lumea testează. Și întrebarea era dezvoltatorii care ajută la procesul de testare sau compania ține cursuri sau își antrenează oamenii care testează sau care participă la procesul de testare în testare sau fiecare face după cum crede mai bine, care la un, din nou e posibil să fie destul, fiecare companie, dacă până acum a mers, de ce să scrie ceva ce merge? Nu zic nu. Sunt doar curios, că de exemplu unde sunt eu, tot așa, nu se fac traininguri dedicate, gen dezvoltatorii să participe la un curs, un workshop, ceva de testare, dar sunt curios dacă voi aveți. La nivel de comunitate de QA, am chiar în recent am definit o strategie de testare, cum
am putea să abordăm diferite puncte în validarea de calitate, să zicem, pe diferite layere. Și în echipa mea, cel puțin, eu sunt un norocos că oamenii au fost interesați și au fost proactivi și au citit și m-au întrebat tot timpul, bă, dar uite, ce zici de chestia că e de validare, merită să o facem, merită să nu o facem. În principal, eu ce încerc să fac în echipă, încerc să definez niște scenarii care ar putea să-mi ofere, nu știu, o siguranță pentru feature-ul respectiv, iar scenariile respective fiind destul de detaliate, pot fi implementate în funcție de cum am discutat în planning sau în refinement sau în diverse ședințe de... O să vedem puțin mai... Ok, dar pe scurt... N-am făcut niciun curs efectiv de testare. Deci de dezvoltatorii... Am apelat totuși la Academia Testării la un moment dat, unde simțim nevoia să facem testarea o chestie universală sau măcar cunoscută de toată lumea din companie. Am apelat la Florin aici de față, care ne-a ajutat să definim niște nevoi pe care le avem fiecare echipă în funcție de ce... Mai am și o notă. La noi partea asta de L&D e foarte descentralizată, în sensul că e ond nu de vreo funcție de HR, ci e ond de comunitățile de practică. Așa că ei când și-au definit niște practici și-au făcut caravana prin celelalte comunități, au prezentat și la backend, și la product managers, și la engineering managers, și apoi în echipe principalul mod de knowledge transfer așa e pair programming. Adică petrec foarte mult timp lucrând împreună pe același laptop. Ok, cam așa ar arăta SDLC-ul în Adormi. În prima parte de request, discovery, refinement și planning, noi am introdus o zonă unde facem și test planning, adică în această etapă mai mare, care cuprinde mai multe evenimente, încercăm să definim cum putem valida feature-ul pe care urmează să-l luăm în sprint pentru implementare. Și în felul ăsta ne uităm pe layer-urile de testare, ce putem să acoperim și cine poate să facă lucrul acesta. E clar că am zis că bă, hai să încercăm să facem noi testării totul. Și când te uitai că, nu știu, integration testul trebuia scris în PHP și în Go sau nu știu ce. Apoi Cypress aveam JavaScript. Apoi te mai uitai la nu știu ce nebunii de performanță care trebuiau scrise în total altceva, nu știu, Gatling și Scala. Și am zis, da, bine, hai să vedem în echipă cine se poate ocupa oarecum de acest coverage, să zic. Și exact cum vă spuneam, în prima etapă noi evaluăm ce poate fi testat, ce este impactat, ce ar trebui să avem în vedere din funcționalitatea actuală să rămână la fel. După care în implementare avem diverse tehnici de testare, să zic așa, static checks, code review, unit tests care sunt făcute de regulă de programatori, mai vine Cătălin câteodată și mai strică treburile și face el ca și QA unit test, code review, PHP stand specs și așa mai departe. În etapa de testare avem pe front-end Cypress și manual testing, în back-end avem exact cum era scris și în piramidă acolo, avem Laravel Symfony API tests, adică niște teste care sunt specifice fiecărui microserviciu în funcție de framework-ul pe care este folosit. Testele de integrare care sunt niște teste almost end-to-end pentru că exclud front-end-ul, dar ele din API fac testare end-to-end, adică am nevoie de un mediu
de testare full ridicat ca să poți să rulezi aceste teste. Testele de mobile și din nou manual testing. Și în producție avem manual validation, testele de mobile, stress testing, performance testing și mai avem și niște tool-uri de monitorizare despre care o să vă vorbesc în slide-urile următoare, Cătălin. Ok. Ah, super. Da. Ăsta nu merge, dar o să-l țin în mână. Continuous integration, continuous deployment. E o chestie foarte importantă la dormi. Stai să intru și un pic în lumină. Practic, prin chestia asta, noi putem să reușim să facem ceea ce Victoria Secret ne-a apreciat. Adică... Da, nu merge. Nu merge, mă. În fine, ăsta este un... nu știu să zic, nu calendar, ci mai mult un grafic reprezentând numărul de deploy-uri care s-au întâmplat pe serviciile noastre pe anul 2022, începând cu ianuarie undeva pe la 480, partea de vară, na, că e vară, culminând cu toamna undeva pe la 300. Asta însemnând că în medie lunar se fac aproape, nu mai știu, am făcut cald undeva la 280 și ceva de release-uri, ceea ce este destul de mult și... Nu știu ce înseamnă aia. Da, e ok. Ceea ce înseamnă destul de mult, însemnând că undeva pe zi se fac cam vreo 10-15 release-uri și practic dacă noi aveam un CI/CD destul de stabil emoțional și mental, nu prea poți să reușești să faci chestia asta. Și așa că, undeva prin 2018 au început tare pe partea de pipeline-uri. Și prima iterație a fost cu Jenkins și cu, apropo, noi folosim Kubernetes, așa că o să fac niște referiri către noțiuni de Kubernetes și cel mai probabil, nu știu dacă voi aveți noțiuni, dar eu o să le zic și o să trec mai departe și o să le ignor cu succes. Dar dacă aveți întrebări, puteți să mă întrebați. Nu o să știu să răspund, dar e ok. Bun, așa că ziceam că în 2018... Am pus, eu nu eram angajat aici, așa că nu știu exact ce s-a întâmplat în perioada aia, dar mi s-a spus că exista un job de Jenkins pentru pull request-uri care se întâmplau în GitHub. Porneai pull request-ul din GitHub, ajungeai în Jenkins. În Jenkins se întâmpla toată partea asta de diverse stage-uri cu diverse checklist-uri, PHP unit, build de Docker, deploy to Kubernetes, Codeception test. Aici am ales un microserviciu care nu avea, probabil că de-aia este atât de rapid de 80 de milisecunde. Alte diverse clean-up-uri. Și a mers bine o perioadă, dar după aia ne indică în 2021, practic, există noțiunea asta de GitOps și există operatorul ăsta de flux CD. Și am zis că hai să-l implementăm pe ăsta ca să ne ușureze munca. CI-ul rămâne cam la fel din punct de vedere stage-uri, apare pe partea de CD alte automatizări. Next. Asta e producție sau? Da, asta e producția. Aici strict mă refer la testele care rulează pe un pull request când vrei să faci un deploy în producție și pe partea de CD, efectiv deploy în producție. Vă rog. Minim. Și acum nu știu să... Dar o să... Nu, acum este mult mai rapid. Pentru că... Da, o să revin mai încolo. Unde-i tu, Vali, mai înainte? Acum, în 2023, am zis că vrem să facem ceva mai modern, mai tehnologic și am zis că ok, ne folosim de GitHub Actions pentru că Jenkins este la fel un glorified bash SH script. Și undeva partea asta de CI pe care a întrebat-o tu, Florin, durează destul de rapid, sub vreo 3 minute, deși nu este agregat aici, durează destul de rapid, din prisma faptului că a fost și super simplificată. Ne-am dat seama că în 2018-2021 făceam niște pași de dragul de a-i face, efectiv. Și după aia am zis că, bă, hai să nu mai facem chestia asta. Și după aia intervine partea de CD, care e o chestie. Se face o imagine Docker, care se pușează undeva, după aia vine operatorul de flux, care încă nu știți ce înseamnă, dar e ok.
Face la magie de deploy de producție. Zi, Bogdan. Da, o să fac, Ștefan, dacă mă vezi, am tricou cu Flux. Dar nu mă vezi, așa că e ok. Next. Pe partea de cum arată un astfel de GitHub Action care reprezintă doar partea de teste efectiv, arată cam așa. Nu e mare chestie. E super simplificat, ușor de utilizat. Am preferat să facem tranziția către GitHub Actions pentru că înainte foloseam Jenkins și o librărie de Jenkins. Asta însemna că fiecare modificare care trebuia să se întâmple în cazul în care un nou serviciu avea nevoie de ceva, toate aplicațiile suportau acea modificare, enabled, disabled, și era destul de gâtuit că unul din băieții de la core trebuia să facă chestia asta. În Groovy, de Jenkins file, o grămadă. De tot ce pot să spun, e o grămadă. YAML este mai bun în situația asta pentru că YAML o ascunde niște GitHub Actions care sunt scrise în altceva, nu YAML. Mulțumesc pentru întrebare. Și punându-le această rețetă de deployment în repozitoriul microserviciului, practic noi puteam să împuternicim echipa respectivă să-și facă singuri CI-ul, să-și-l modifice, să adauge pași, să-l editeze, whatever they want, dar să păstreze o structură care să reprezinte un CI/CD. Astea aici nu sunt mare relevante, dar le-am găsit prin GitHub Actions și mi s-a părut amuzant cuvântul ăsta de GitHub Actions. Poate bun. Mai departe. Și acum, din punct de vedere testare, că și asta e o chestie importantă pentru CI, nu poți să ai CI dacă nu testezi. Ba da, poți să ai, poți să ai CI, dar nu e foarte bun. Așa că, undeva prin 2017, când s-a început partea asta de microservicii, cred, nu mai țin minte, oricum nu eram angajat, a început cu Codeception. Codeception era e un framework foarte ușor de înțeles, este ușor să scrii teste automate. Și ceea ce a dat curaj echipelor să experimenteze cu ideea de a avea teste în repozitoriu. Există și părți mai puțin bune când introduci Codeception, pentru că Codeception face HTTP request, adică trebuie să ai un serviciu deployat care servește trafic. Asta înseamnă că trebuia să deployezi aplicația respectivă și să accepte trafic. La un moment dat, dacă aveai și în microservicii partea asta de bad boundary, care nu mai știu exact ce înseamnă, dar cred că înseamnă că microserviciile comunică între ele, astfel încât tu, dacă aveai un endpoint care trebuia să comunice cu alt microserviciu, trebuia să adaugi acel microserviciu ca parte din procesul de pipeline, ca el să răspundă cu 200 ok și să-ți meargă ție testul. Ceea ce duce, bineînțeles, la pipeline care sunt destul de lente, pentru că odată trebuia să ridici microserviciul tău, să zicem MS Order, și după aceea trebuia să ridici și MS AUTH și MS Category, pentru că aveai un test care cumva avea nevoie de ele. Și la un moment dat, dacă aveai nevoie și de niște cod de mesaje și aveai nevoie de RabbitMQ, asta înseamnă că îți face și testele unstable, pentru că RabbitMQ. Asta nu are într-un concept și la legătură cum știam noi să facem chestii de toate. Da. Era tot asta. Ce a zis Bogdan, că partea asta de aici cu not so good points nu e legată de Codeception. Codeception e un framework ok, e băiat bun, știe ce face. Dar aici am greșit noi un pic cu cum am construit, poate nu cum am construit, ci cum le-am folosit Codeception. Da. Super. În 2019 am început să descoperim partea de nativă de testare a framework-urilor de PHP reprezentate din Laravel și Symfony pentru noi, respectiv aceste units și feature. Dacă cu units sunteți confortabil pentru că reprezenta, practic, testeze o funcție că face ce trebuie, la feature, practic, te asiguri că un flow complet sau un serviciu complet face ce trebuie. În cazul nostru, practic, un endpoint face ce trebuie. Partea bună era că aceste teste sunt odată native către de framework-ul de testare, de implementare, sunt aproape de aplicația în test,
asta însemna că nu mai trebuia să servești trafic, adică nu mai trebuia să faci request-uri HTTP, ci pur și simplu request-urile nici măcar nu ieșeau din aplicație, nici măcar trebuia să fie up acel Laravel sau Symfony. Aveai și acces la modele, aveai acces la database în cazul în care vrei să introduci date în database, în cazul în care vrei să citești date din baza de date sau în cazul în care vrei să faci validare că există datele în baza de date, o grămadă de date. Și, mă rog, nu mai trebuia să faci chestia asta de... în Conception există un modul de a te conecta la o bază de date via HTTP, faci tu select-urile, ții tu minte cum este modelul, era mai belea. Dar, din nou, nu e vina lui Conception. Conception face ce e ok. Partea bună la chestia asta e că exista și mock-urile, care cumva te împuterniceau să nu mai ai nevoie de dependențe externe, ci pur și simplu să le mock-uiești unde pur și simplu nu aveai nevoie de ele. Partea nu, care nu era chiar așa de bună era că odată introduse aceste mock-uri, nu toată lumea era confortabilă. Adică, ca developer, scriind codul și știind cam cum trece, care este flow-ul serviciului tău, da, e ok să mock-uiești. Venit eu ca un simplu QA, văzând pentru prima oară endpoint-ul ăla și trecând după aia, da, ce mock trebuie mie și cum se face, nu mai e așa de friendly și încep să o pun rezistență pentru că cu Conception ieșea mult mai repede. Era, plac, în două secunde era repede. Așa că, na, era și partea asta. Dar, în 2021, am început să tăiem Conception pentru că funcții astea, cum îi spune, testele de la Ravel sau de Symfony, au început să prindă amploare. Colegii cumva se lăudau că eu am scris 50 de teste într-o singură zi, alții că au scris 100. Chestiile astea le mint că nu se întâmplă. Dar a început să ia amploare partea de la Ravel și am început să migrăm testele. Astfel că aici am ilustrat un test pe care l-am migrat din Conception, care dura un minut și... mă rog, 80 de secunde pe local, comparativ cu 8 secunde pe local, și în ăsta, cum îi zice, în Jenkins dura 183 de secunde același test, comparativ cu refactorizarea lui ca la Ravel test în 10 secunde. Practic, prin această refactorizare, pipeline-urile deveneau mai stabile pentru că nu mai trebuia să ridicăm alte dependențe, erau și mai rapide. Nu mai trebuia să deployăm aplicația efectiv ca să primească request-uri HTTP, deci tăiam și partea de validare. Deci, super pașii că au fost neesențial, practic am început să-i scoatem. Aveai nevoie doar de un interpretor PHP, aveai nevoie de containere cu Kubernetes, cu toate servere HTTP. Era very basic, PHP, era bun. Nu, bine, lăsați. Bun, asta a fost partea de backend. Pe partea de frontend nu sunt chiar atât de familiar. În schimb, am aflat că acum cândva foarte mult timp exista niște teste de protractor. Partea bună la testele astea de protractor erau că există și că sunt teste. Partea care nu era bună era că erau urâte de toată lumea. Erau instabile, nici nu rulau pe CI. Și lumea nu prea se mândrea așa cu ele, zicea că, bă, printre dinți, că, bă, am scris, sunt în protractor, așa, știi? Și nu era neapărat cea mai bună idee. Și, mă rog, mai este și partea de Selenium, dar pe asta nu o menționăm. Nu vorbim despre ea. Nu-i nimic. Într-o zi de, cred că februarie, în 2021, a crăpat frontend-ul. Bă, dar grav de tot, mă. Și cineva, nu dau nume Gabi, a zis că, bă, cum de n-avem teste? Și pac, s-a instalat Cypress și avem teste și toate lucrurile sunt frumoase. Partea frumoasă la Cypress și un motiv pentru care l-am ales era că puteam practic să-l decuplăm de partea de network astfel încât să niciun request să n-ajungă în server. Ce însemna asta era că putem să-l punem ca parte din CI pe GitHub Actions pentru că pipeline-urile noastre sunt private și ar fi trebuit să dăm... pe lângă că ar fi trebuit să dăm acces din GitHub, care nu are IP-uri statice sau whatever, că nu cunosc tehnologia, în mediile noastre private. Partea bună este că nu facem request-uri efectiv către backends, este
super rapid, toată lumea o iubește pentru că e Cypress și pentru că e 2023, deși nu e Playwright, dar aia e. Și practic noi folosim aceste teste de Cypress, cum a zis și Alex mai devreme, că folosim niște fixtures, niște zone care preîncarcă aplicația într-un anumit stadiu. Practic noi vrem să vedem că o comandă s-a plasată, e preîncărcată cu comandă plasată, facem validările că totul este ok și mergem mai departe. Nu este nevoie să așteptăm după request-uri că s-a autentificat, că a trecut prin niște flow-uri, că s-a plasat o comandă, că ne-a răspuns serverul, că ne-i rabituim workerii up-to-date, whatever, durează mult. Partea care nu e așa bună este că fixture-urile astea nu prea sunt updatate constant, pentru că e povestea pe care am spus-o la început, în care tu dacă ai o modificare la microserviciu de MS-Order, care ajunge în, trebuie să se propage în GVMain, după aia trebuie să se propage în, cum îi zice, în frontend, e o chestie cu care am rămas asta de fixtures. E un, nu neapărat legacy, cât e un technical debt. Cumva suntem datori să rezolvăm și partea asta, tocmai pentru că o folosim ca să avem această super mare viteză. Pe partea de Cypress, nu am mai integrat-o în, în Jenkins, am pus-o direct în GitHub Actions de atunci de când am făcut-o. Ceea ce a fost o chestie super deșteaptă, pentru că acum îi plătim pe niște băieți să ne poată să facă și niște paralizare de genul ăsta, ca să nu dureze foarte mult testele. Deși am zis mai devreme că erau rapide. Sunt rapide în continuare și paralizate. Văd. Fixtures te referi la răspunsul revine la server? Da, da, fixarea. Deci... Și cum vă... Adică mă opriți fix access to post, spre exemplu, ăla sau folosiți librerie care ascultă requestele HTTP și face... Cypress are intern o astfel de, un astfel de feature în care dacă știe că urmează să vină un request, imediat, fac. Cum definești un fixture? Un fixture definești odată prin endpoint-ul care îl triggeruiește, să zicem pentru login, nu știu exact, V7 login, ceva în genul ăsta, și un răspuns. Și Cypress, dacă aplicația încearcă să facă request-ul ăla, el nu mai face request-ul HTTP, ci pur și simplu îți deturnează ce are el salvat într-un fișier. Și de asta ziceam că suntem datori să rezolvăm acele fixture, pentru că acele fixtures care sunt de fapt niște răspunsuri hardcodate, niște persoane hardcodate, nu prea le, nu știu așa, cât de bine sunt întreținute de-a lungul timpului. Niște teste făcute în 2021, nu știu acum dacă persoanele s-au updatat ca să fie conforme cu realitatea din 2023. Că s-a făcut el manual. Da. Nu e trafic, analyzer care se aduce. Gestoanele sunt salvate manual, nu există un ceva care face chestia asta automată. Și asta e o chestie pe care trebuie să rezolvăm. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare. Legat de asta cu chestiile care sunt real comune între microserviciu, servicii, API-uri, inclusiv fixture, partea, puteți să aveți o bibliotecă comună sau mai multe biblioteci între servicii și apoi QA code este distribuit per git, repo. Nu. No. Da. Păi. Stai, când nu cred că am înțeles întrebarea totuși. Ok, deci întrebarea era de fapt cum organizați voi codul de QA, dacă e distribuit exclusiv în repo per aplicație. Deci fiecare aplicație are codul lui QA cu toate bibliotecile care toate dependențele sau este ceva un set de biblioteci standard pe care voi le includeți by default? Și alea sunt menținute exclusiv de către echipa QA? Nu este nimic menținut exclusiv de către echipa QA. În Adormi, toată echipa este responsabilă de buna dispoziție a unui microserviciu. Nu ține doar de QA, nu ține doar de developer, doar de toată echipa. Ca să îți răspund la întrebare, fiecare repository are cam contractele lui, dar nu sunt distribuite într-o librărie comună. Nu știu dacă am înțeles asta bine. Ce există în schimb, niște librării interne care să faciliteze lucrurile comune, dar lucrurile comune de implementare, efectiv de vreală, de partea de engineering, care sunt comune între microservicii. Practic, cum facem noi
logging-ul pe Kubernetes, cum facem health zoo sau ready zoo, cum am spus că health check-urile, cum facem, dă-i microfonul, Bogdan, te rog. Ah, ok, să mergem mai repede, da. O să revin la întrebare mai încolo, dar nu avem nimic comun și așa. Vale. Bun. Există și niște pipeline-uri pentru mobile. În 2018 s-a început cu Appium, la fel, partea bună că existau teste, partea nașpa era că sunt slow și unstable, Vali. Dar în 2019, colegul nostru Vlad, pe care a început aici să mă ocupească Appium, a zis că hai să extindem Appium cu WireMock. WireMock face fix ce face și Cypress în cazul interceptează trafic și răspunde cu o chestie statică. Exact ce practic ce aici mai devreme. Și ce se întâmplă acum este că testele au devenit mai rapide, puteau fi puse și într-un CI și puteau să practic să randeze aplicații de mobil într-un state de genul comandă plasată, practic. Era mult mai rapid și testai efectiv aplicația cum arată că se randează cum trebuie și nu mai testai partea de backend că funcționează, care oricum era trebuia să fie testată în alte părți. În 2023, când l-am rugat ieri pe Vlad să-mi spună cum mai funcționează partea asta de API, mi-a zis că, bă, tocmai l-am oprit și l-am închis și că lansăm Maestro. Eu acum nu știu foarte multe lucruri despre Maestro, dar am înțeles că e la fel, are teste, e mai rapid, este și mai reliable. Și părțile care nu sunt neapărat așa bune este că, practic, aceeași problemă pe care o avem și pe microservicii și pe frontend și pe mobile, că trebuie să ținem niște features in sync, up to date. Și na, chestia asta e comună. Și că nu este încă într-un CI. Așa. Asta înseamnă că, făcând overall o parte de genul cu unde ne aflăm astăzi, avem vreo 15 servicii care sunt scrise în JavaScript și au împreună cam undeva la 400 de teste. Pe PHP, pe backends, avem cam 10.000 și un pic de teste distribuite pe 113 servicii. Unele la mai multe, unele la mai puține, în funcție de cum a fost vibe-ul. Și pe partea de Golang, 300 de teste împărțite cam pe 5 servicii. Bineînțeles, mai sunt o grămadă de chestii de Python care sunt legate de BI, care nu fac scopul discuției de astăzi. Și asta ne duce, cu chestia asta terminăm partea de CI și intrăm cumva în partea de testare manuală, cum funcționează la noi medie de test și medie de test de QA, staging. O mică întrebare pe partea de... Spune, te rog. CI. Așa, bun. Din câte am înțeles, ați făcut ca testarea și pe backend și pe frontend să fie mai rapidă prin mocuire. Da. În mare. Da. Ceea ce este bine, dar din experiența mea și la compania mea, de exemplu, s-a încercat asta și ei au vrut să țină pasul cu asta prin ceva numit contract testing, ca să se asigure că toate endpoint-urile răspundeau cu același lucru. Dar ignorând asta, eu mă gândesc acum, sunt X echipe, poate cu cât sunt mai multe echipe, cu atât e mai nasol. Dar zicem că sunt 5 echipe și toate echipele astea au teste pentru componentele lor, dar cu microservicii așa, care comunică între ele. Asta înseamnă că fiecare echipă trebuie să aibă grijă ca mocurile lor să fie la zi, nu numai cu schimbările pe care le fac ei, dar și cu posibile schimbări pe care le fac celelalte echipe. În cazul în care o aplicație, un microserviciu apelează un endpoint de la alt microserviciu și are nevoie de informație pentru a procesa asta, ceea ce vreau să zic este că partea asta cu întreținerea mocurilor acestea pare destul de interesantă, ca să zic așa. Știm de problemă și în 2020 și ceva, 2021, am încercat tocmai pentru că am realizat că din ce în ce mai multe chestii se leagă de fixture-uri, să introducem partea de contract testing prin Pact. Dar nu ne-a reușit foarte bine, așa că am pus-o un pic pe on hold. Ne-am bazat că echipele sunt bine intenționate și că nu vor să strice foarte multe lucruri. Și a mers până acum. A mers pe încredere.
cu partea de contract testing, era o parte de viitor la care încercăm să o implementăm, tocmai pentru că am identificat această nevoie. Dar există o implementare de contract testing care se numește Pact.io, care nu știu exact dacă ești familiar cu ea sau ceva, cam chestia ar trebui să rezolve problemele. În 2021 până ne-am curcat. Acum am fost eu ăla care n-a înțeles foarte bine cum se folosește și cum se implementează într-un sistem de CI. Fie au mai lucrat băieții, că oricum am văzut că au tot lucrat și să sperăm că în anul ăsta sau ceva este mai bine. Și aici cumva Vlad de față, care este băiatul care face partea de... Nu merge. Nu merge. Partea asta de mobile, tocmai pentru că el era cel mai tare afectat de partea asta de fixtures și a făcut el singur o suită care testează contractele de care are nevoie în aplicații de mobile. Nu ți-am răspuns. E un workaround și îți mulțumim, Vlad. Numai bine, sănătate. Și încă două și cred că termin. Unu, ca să testezi componentele de front-end, asta înseamnă că ele sunt făcute ca niște componente și ținute undeva de repo, asta înseamnă că voi când testați, vă luați repo-ul de front-end și încărcați o componentă în Cypress ca și apoi îl lăsați testele pe ea? Adică cum se ia, de unde se ia componenta de front-end care se testează cu aceste teste? Ok, am înțeles întrebarea. Ideea este că front-end-ul nostru e un singur repository. Front-end-ul care servește adormi.com este un singur repository care are un GitHub Action care rulează Cypress. Deci e deja acolo. Okay. Sunt testele lângă. Încercăm cât mai puternic și cât mai... nu știu exact unde vreau să ajung cu asta. Ideea e că testele trebuie să fie neapărat lângă aplicația pe care o testează. Să nu ai dependențe că du-te în repository X, ia testele de acolo, rulează-le pentru asta. Nu. Testele sunt lângă aplicație, sunt în repozitoriul de aplicații. Deci asta înseamnă când voi rulați testele de component tests, din câte am înțeles că acolo era Cypress-ul, se ia tot repo-ul de front-end și se execută testele de Cypress pe el? Da. Fair enough. Și... Nu mă înțelege greșit, dar front-end-ul nostru nu este super modular încât există un repository pentru partea de whatever, pentru partea de whatever și pentru partea de whatever. Tot repository este în același loc. Asta nu am mai continuat. Fiecare cu... Da. Ok. Și ultima întrebare. Am auzit că stare în producție. Da, o să ajungem și acolo. Mai încolo. Ok, bun. Atunci nu mai am ce întrebare. Ok, partea de medii. Cred că mai avem puțin timp, așa că o să dau freestyle foarte repede. Noi înțeam că folosim Kubernetes și în cadrul acestui Kubernetes, un namespace la noi înseamnă un mediu de test. Pentru Kubernetes, acest namespace înseamnă un mecanism de izolare a unor grupuri de resurse. Și asta înseamnă că la noi, când ne referim la un namespace, pur și simplu ne referim la un fel de producție. Cam aceleași servicii care sunt și în producție, sunt și la noi în acest mediu de testare. În partea de cum sunt organizate echipele, fiecare are cam câte trei astfel de medii de testare, dar, mă rog, dacă vrei, poți să mai mult sau mai puțin, your world is your oyster. Avem, pentru că am vorbit de partea asta cu GitOps și de FluxCD, care sunt operator de... Habar n-am ce operator este... De telefonie, da. Hai că mergem repede. Putem foarte ușor să duplicăm astfel de medii. Am dat aici exemplu un mediu de pe NS Alpha 1 care conține detalii despre namespace. Nu știu exact unde este pointerul la ăsta. Ah, uite aici. Detalii despre namespace și aici sunt release-urile care sunt puse în acest namespace. Mă rog, sunt mult mai multe, dar mi-am încăput doar 10 câte sunt aici. Și pentru că avem foarte multe astfel de namespace-uri, din punct de vedere optimizare de cost, avem și un, a fost un băiat acolo în spate care l-a creat, un operator de Kubernetes, sănătate Mihai,
un operator de Kubernetes care practic le face un program de somn între orele 9 și 8, oprește aceste medii. Practic am redus facturile cu o grămadă făcând chestia asta. Ok. Și acum, ziceam că mediile noastre de test, cam fiecare echipă de QA își face cam o producție similar cu producția la noi, înseamnă că undeva există la 70 și ceva de aplicații care lucrează, deployment-uri. Și ca să managerești tot astfel de chestii, să pui, nu știu, MS sau TH cu un branch, GVMI cu un branch, așa, tot felul de aplicații în diferite branch-uri care să comunice între ele, Valley, au început să creăm aceste pipeline-uri. Și în 2019 existau pipeline-uri pentru fiecare microserviciu în parte, dar era câte unul. Și practic tu dacă aveai nevoie de 10, practic făceai manual 10 astfel de build-uri. Partea bună era că aveai un sistem de deploy de servicii, partea nașpa era că era unul câte unul. Vale. În 2019-2020 am început să facem un job de Jenkins, care știi el pe acolo e super hardcodat. Dacă cineva a lucrat cu Jenkins a văzut că nu e o chestie foarte ușoară, care să facă tot felul de chestii, să curețe namespace-ul, să deployeze Rabbit, să deployeze Minio, să pună lista de microservicii care sunt disponibile, să pună un input cu branch-ul pe care n-ai cum să-l sanitizezi pentru că e un free text și dacă le-ai greșit, ai voi de la capăt. Partea bună era că dacă erai atent, aveai un modalitate de a deploya un mediu de ăsta complet și de a linka automat dependențele între ele astfel încât să comunice. Partea nașpa era că era cam greu de întreținut. Așa că în 2020, în cadrul unui hackathon, s-a născut Deployer. Deployer este o aplicație de PHP care, mă rog, încep cu partea care e nașpa, este un proxy către Jenkins, dar pentru că e PHP, și pentru că este o aplicație de sine stătătoare, puteai să faci self-discovery de new microservicii, puteai să faci preset-uri, era ușor de folosit, ușor de întreținut și puteai să faci și partea asta de linkare de servicii. În cadrul de față, jumate din ecran reprezintă cam așa arată la noi cum deployezi pe un mediu. Alegi namespace-ul, alegi mediul de test, alegi ce gateway-uri vrei să deployezi, cu ce branch-uri vrei, aici sunt drop-down-uri, e mult mai ușor să folosești drop-down-uri decât să le scrii, mai ales când ai cazul de genul ăsta cu sender, update, o capa de 3H, GG, well played, sau partea asta, preselectai sau pur și simplu îți făceai tu un preset de aici, apăsai pe load, dădeai build, toate lucrurile sunt mișto. E mișto că avem partea asta, partea nașpei că mai există niște artefacte din trecut, partea de lucruri pe care nu le-am rezolvat de-a lungul timpului. Și aici sunt aceste, fiecare echipă are cam un deployment runbook, asta însemnând că, eu știu că dacă deployez mediul meu, am nevoie neapărat de niște categorii și trebuie să mă duc într-un Jenkins, să fac importul de baze de date, după aceea trebuie să mă duc în efectiv pe server să rulez o comandă de PHP Artisan ca să facă el field de stock și cache, la fel cu și pentru produse și multe alte lucruri de genul ăsta care nu sunt neapărat automatizate, dar chiar și dacă nu merg astea, să știi că mediul merge, e ok. Astea sunt cumva extra. Ok, având în vedere că băieții de la Core ne-au facilitat crearea de medii de test, care inițial când am venit eu în 2018 a dormit dura undeva la 3 zile. Astăzi durează o oră, e bine, sunt foarte fericit cu acest improvement. Pe lângă aceasta am zis noi că uite, avem o grămadă de chestii care ne-au dat o grămadă de timp extra. Bun, trebuie să avem și noi o organizare a testelor. Nu merge. Nu mai e conectat ăla. Da, ok. Și am ales înapoi. Ok, perfect. Am ales test trail să ne organizăm test case-urile. De ce? Eu am o vorbă, dacă
nu te duce cap așa cum e situația mea, notează-ți. Eu unul sunt unui tuc și având o grămadă de, adică alea 720 de case-uri sunt scrise de mine, efectiv, pentru simplu fapt că lucrând într-un environment dinamic care are o grămadă de schimbări on the spot, am nevoie de un timeline, așa să zic, bă, uite, în situația asta am validat feature-ul ăsta care avea următoarele criterii de validare. Ulterior ne-am dat noi seama că TestRail-ul e super ok pentru simplu fapt că ne ajută ca din pachetele astea de teste să scoatem suite de regresie, de smoke test, de sanity și să le rulăm și să creăm mai multă vizibilitate. De asemenea ne-am dat seama că putem să orchestrăm atât teste manuale cât și teste automate, să scoatem rapoarte pentru ele. Am început să facem un pachet unde să scriem teste pentru bug-urile pe care le-am întâlnit și în continuare, acum, în prezent, ne propunem și am început să facem review pe test case-uri, pentru că, bineînțeles, în 5 ani de zile, dacă o să intru în testele mele, sigur, sunt mare parte dintre ele neîntreținute. Asta este, îmi asum acest downside. Și am zis că acum ar fi momentul când majoritatea comunității sau toată comunitatea a adoptat TestRail ca Test Case Manager, să începem să facem și review peste ce avem și să întreținem aceste flow-uri ca pe viitor să fie cât mai accurate și să le putem folosi și ca documentație. Tot în cadrul testării ne folosim de Postman, care, na, pentru cine, cred că toată lumea e familiarizat cu testarea de API-uri, e cam cel mai la îndemână tool ca să rulezi manual niște request-uri, să vezi ce se returnează sau efectiv să-ți provizionezi cu date de test un anumit scenariu. Noi avem o structură de workspace-uri pentru o structură împărțită pe echipe, cu fiecare echipă sau fiecare echipă având un workspace pe care îl share-uim între noi și apoi putem să ne folosim de request-urile salvate de fiecare dintre noi în așa fel încât să ne să avem cât mai multă independență în flow-ul de testare când vine vorba de request-uri de REST API. Și cam așa ar arăta un request basic, na, cu un mesaj de răspuns cu un 500 internal server error, foarte frumos. Mai departe. Deci era aceste poate să facă. Nu, zicea că în spate cineva i-a dat atunci, pentru că s-a parizat că ok. Deci am zis almost end-to-end integration test, pentru că noi nu ne folosim deloc de front-end în suite asta de teste. Am reînviat oarecum Codeception-ul, pentru că ni s-a părut că e un tool destul de mișto, pe care putem să-l folosim, dar în alt context, într-un context mai smart. Am făcut un repozitoriu separat în care am făcut un setup bazat pe page object pattern, step object pattern și builder, ca să fie așa un conglomerat. Am zis hai să fim nebuni. Și în felul ăsta am ajuns la o suită de undeva la 300 de teste care validează pe un mediu ridicat 100% sau cât se poate de aproape de producție. Flow-uri complexe, cum ar fi, nu știu, îți creează un customer, îți plasează un order, îți face un return, îți reconciliază return-ul respectiv și ar fi un test care, nu știu, manual ar dura undeva la 10 minute, îl rulezi și durează undeva la un minut, jumătate, două. De ce? De ce durează mai puțin? De ce durează mai puțin? Că nu mai stai să dai click-a-click-a în producție, apoi să intri în Postman să dai procesare de order, procesare de... Am înțeles, deci comparativ cu cum ai face manual, dacă e comparativ cu cum îl făceați înainte automat. Nu, păi înainte automat nu puteai să faci un flow complex, că aveai
Depende, adică nu puteți să duci un mod întreg. Ok. Ok, și cam așa ar arăta cum rulăm noi testele de conception. Prima dată, în prima imagine ar fi rularea de pe local, apoi magia pe care a dezvoltat-o Cătălin, avem un pipeline dedicat care rulează o dată pe zi și ne scoate un raport așa mai detaliat frumos. Și mediul e dedicat mereu? Da. Da. Bine, ia pauza de noapte. Îl pun la sâmbătă. Super, și ajungem la partea de testare în producție pe care ai întrebat-o mai departe. Pentru că folosim o paradigmă care se numește GitOps, în care deployment-urile noastre sunt salvate în Git și folosim operatorul de flux care să coordoneze partea asta de deployment în producție sau în dev-uri, în whatever. Asta înseamnă că valid putem să facem service duplication. Adică luăm un frontend, adormi whatever JS cu servicii la noi, right click, copy, paste, schimbăm ingresul însemnând domeniul efectiv și avem un mediu nou care știm doar noi, pe care putem să facem testare și aici putem să dăi puțin click. Vale. Mă rog, e un YAML până la urmă pe care îl duplicăm, îi schimbăm ingresul, nu se mai numește www.adormi.com, unde e partea asta din linioară și noi putem să testăm poate update-ul de cum arată un style guide node, cum arată un update de node, cum arată un update de nu știu de ce feature. De ce un bitrat nou, în producție. Pe același serviciu, Da, un hosting nou. Pentru că pe devuri s-ar putea să nu avem acces la toți third party-ul care suntem integrați. Nu putem poate avea acces la carduri digitale, nu putem avea acces la diverse senzații din adormi.com. Spune-mi, te rog. Dacă testezi în producție, înseamnă că schimbarea pe care tu vrei să o testezi a ajuns deja în producție, dar utilizatorii nu au acces la ea. Deci nu au acces la ea, exact. E un fel de ascunsă și doar noi avem cu niște... Un fel de feature toggle. Un fel de feature toggle, da, care conține... Folosim și feature toggles a lot, but this is like ai un build separat, complet diferit, e un branch pe care îl privește producția. Ajunge acolo, dar slide-ul următor. Asta nu e Canary, că e o aplicație complet nouă. Canary implică că dai drumul la user real câte un pic, câte un pic. Asta e doar pentru noi. Da, zice să... La pizza. Asta înseamnă că ne permite să testăm servicii noi, nu servicii noi, cu o interfață... Ați prins voi ideea. Mergem mai departe. A doua parte din testarea de producție pe care o putem face este partea de canary deployment. Deployment, am scris corect. Și acum, în cazul în care aplicația ta, microserviciul tău are un update de Laravel, de framework, de whatever vrei să-i faci tu acolo și nu ești sigur dacă vrei să comiți în cazul în care îți scade conversia, faci un astfel de canary deployment și dai cât vrei tu să primească trafic. 1%, 10%, 15%, cât ești tu cu de mult curajos. Vale. Canary deployment nu e o chestie complicată, e pur și simplu o nouă intrare într-un YAML de Helm release. Whatever. Bun, pe lângă testarea de producție, în baza, cum îi spune, assessment-ului de risk management, mai avem parte de monitorizare. Vale. Și avem în prima oară Grafana. În Grafana avem o grămadă de dashboard-uri care mențin health check-uri pentru microservicii, health check-uri pentru active users, conversia pe ultimele 2-3 o săptămână zile pentru ordere, rate de erori și alte nebunii care se pot găsi și își imaginează diversi colegi ce pot testa. Vali. Mai avem partea de Slack notifications în care majoritatea feature-urilor sau nu, în cazul în care se bușesc ceva, trimit notificări pe Slack pentru că sunt cel mai ușor de primit și de recepționat. Mai avem și partea de future plans on testing și, bineînțeles, ai grijit-o foarte bine, este de contract testing. Încercăm a doua oară să mergem cu ea. Totodată încercăm să ne consolidăm cu Backstage, care este un tool făcut de cei de la Spotify, pentru că băieții de la Spotify fac grămadă de chestii bune.
Pentru că am zis că există tot felul de... Eram uitat ce trebuia să zic aici. Așa, da. Că nu fac toți teste la asta cu hotspots și cu blindspots. I-am prins. I-am căutat aseară chestia asta. Când am făcut graficul de câte teste rulează, am prins că unii nu prea trag tare la teste, așa că o să-i pedepsim cu teste. Sigur că da. Avem? Avem, sigur că da. Avem, sigur că da. Și bineînțeles că încercăm să reducem pe viitor partea asta de runbook-uri, de chestii pe care trebuie să le faci manual după ce faci un deployment ăsta super masiv, ca să meargă toată lumea să nu se mai chinie o oră, 3 zile, 4 zile. Și bineînțeles că vrem să facem mai deșteaptă partea asta de canary și de slow rollout și mai și angajăm. Vă mulțumesc! Am un mare regret în viață că am zis să punem întrebări în timpul prezentării. Îmi pare rău. N-am mai făcut asta niciodată în 3 ani, dar mi s-a părut că e... Nu știu ce m-a apucat. A fost foarte mișto discuția. Mulțumesc pentru întrebări, dar nu mi-am dat seama cât de în ce hal o să-l sabotez pe bietul Andrei. Sper că mai ești... Așa. Și noi facem canary mega pe genunchi, manual. Acum o să învățăm cum se face bine. Andrei, dacă nu l-ați văzut deja la meetup-urile anterioare, când a făcut workshop de Istio și workshop de Kubernetes Starter și alte chestii, este CTO la Cloud Hero și este echipa de DevOps pentru 11.000 de corporații. Așa că a văzut tot ce se poate vedea pe producție la oamenii aia și ne povestește azi ceva din asta. Salut! Am sărit peste slide de About Me, că m-a prezentat Bogdan deja. Bun, o să fiu destul de scurt în prezentare, nu e atât de lungă, deci o să terminăm destul de repede. Ce voiam să... Care e scopul prezentării de astăzi? Aș vrea să vă dau un punct de plecare pe care să-l folosiți în testare, ca să zic așa. Eu o să mă acces mai mult pe... Imediat. Ok. E mai mult un punct de plecare pe care să-l folosiți ca să testați în producție, între ghilimele, ca să zic așa. Înainte să intru în ce e canary, bine, de fapt au explicat colegii, aș vrea să zic așa, să explic puțin de ce e relevantă partea asta pe infrastructura în testare. În prezentarea anterioară am auzit de sute de teste, am auzit de mulți developeri, am auzit de echipe dedicate de QA, o companie foarte mare, 10-15 risuri pe zi, chestia asta funcționează, adică sunt șanse mici să duci, să zic așa, bug-uri în producție. Însă există și alte tipuri de companii care, și avem un caz concret, avem un client care a început prin 2021, a cumpărat un business în altă parte, a vrut să-l dezvolte, a primit investiție, a lucrat cu o companie externă de development, însă cu toții știm că un context economic e foarte nașpa, la sfârșitul anului trecut, din echipa de development pe care o aveau, n-a mai fost nimeni, au încheiat contractul cu toată echipa și au început să-și angajeze intern. Adică de la 10-15 programatori au ajuns la 1, ceva de genul. Un programator, un QA, ideea e că cu un programator și cu un QA cam greu să faci testare, nu mai făcut să deployment în producție din octombrie până în februarie, ceva de genul. Aveau vreo 10.000 de linii de cod nedeployate în producție, care s-au adunat. E destul de greu să faci integration testing și alte chestii de genul ăsta și să te asiguri că ce o să ajungă în producție o să fie și ok. Așa că au avut nevoie să apeleze la infrastructură pentru testare prin mai multe metode pe care o să le prezint în continuare, ca să zic așa, atât prin canary cât și prin, să zic așa, o rutare puțin mai deșteaptă a traficului prin care să poți să testezi pe date din producție. Bun, astea fiind spuse, canary, așa cum au spus și colegii, practic înseamnă
că tu iei o versiune nouă a aplicației tale și o pui în producție, dar pentru un subset al utilizatorilor tăi. Ce înseamnă subset? Poate să însemne un procent din utilizatorii tăi sau poate să însemne un subset, o să vedeți mai târziu, poți să pui, nu știu, dacă aplicația ta setează headere, de exemplu, pentru locație, pe cookie-uri, nu headere, scuze, poți să spui, ok, doar în România testez partea asta, dar în alte țări testez, na, am aplicația veche. Bun, trecând puțin mai departe, ce ai nevoie ca să poți să faci cannery? Că ideea e că cannery nu funcționează chiar pe orice tip de aplicație. În primul rând, ar trebui version control, adică totuși ar trebui să ai o strategie de tagging sau ceva, adică nu prea poți să... Măcar un V103, 104, I don't know, ceva acolo, un tag la container. E indicat să ai un deployment automation, să ai un pipeline, pentru că, cum o să vedeți mai târziu, am niște exemple, niște demo-uri cu Istio. De la un anumit moment în sus, lucrurile devin puțin complicate. Dacă un operator uman încearcă să stea să facă cannery deployment, sunt șanse foarte mari să bușească chestii, așa că e bine să fie tot automatizat. O parte foarte importantă legată de baze de date, e lesne de înțeles că versiunile tale trebuie să suporte aceeași bază de date. Practic, dacă tu vrei să faci o migrare de baze de date care nu funcționează versiunea trecută, n-are sens, adică ar trebui să meargă cu ambele versiuni, și cu V103 și cu 104. Nu poți să... Deci trebuie să fii atent la chestia asta, că na, trebuie să ai două versiuni care lează în paralel. Trebuie să ai monitorizare, că altfel de reba faci cannery, că practic faci cannery ca să vezi, în primul rând, erori, adică trebuie să fii atent la loguri, să vezi că n-ai random error de 500 sau 4XX sau anyway. Și trebuie să fii atent la metrici. Pentru că dacă, de exemplu, tu ai lucrat la un feature de performanță, vrei să vezi un improvement în performanță sau poate ai lucrat la un feature și observi că ți-a crescut timpul de răspuns pe anumite rute. Și ar fi bine să ai și un mecanism de rollback în cazul în care cannery-ul nu funcționează, să poți să treci repede înapoi. Da, sigur. Și rollback și la bază de date sau doar la versiune? Gândesc că dacă faci ceva nasol, se duce și în baza de date și după aia când vorbim de rollback, vorbim de rollback doar pe cod? Sau și pe bază de date. Sunt curios ca cerințe. Sincer să fiu, adică ideea e că dacă baza de date suportă ambele versiuni, teoretic n-ai de ce să faci rollback baza de date. Dacă e totuși date aiurea în baza de date, da, atunci e mai nasol. Nu știu să se răspunde exact la întrebare. Legate de baza de date, legate de aplicație, da, să-i faci rollback sau pe versiunea trecută, dar cu datele e mai complicat. Nu știu dacă... Da. Da, cu datele, nu știu, faci backtrack sau da, pierzi date. Anyway, bun, hai să discutăm puțin cannery de la bicicletă la rachetă, ca să zic așa. Primul rând, cum poți să faci cannery pe VM-uri? Foarte ușor, ai un load balancer în față, ai trei mașini virtuale cu versiunea 1.0.2 a codului, o mașină virtuală cu 1.0.3. Care e problema în setup-ul ăsta? Ce problemă vedeți cu chestia asta? Sau nu neapărat o problemă, ci o limitare. Ce ar putea fi bunătățit? E mai mult mai scump. E hardcodat procentul, 25%. Exact, exact. E hardcodat procentul, 25%. Practic, 25% poate să însemne enorm. Dacă tu ai pus o versiune nouă de cod, care e nașpa, să-ți afectezi 25% din utilizatorul e destul de mult. Mai departe, putem să facem cannery pe Kubernetes, care e cam același lucru. Poți să ai un ingres în față și ai două deployment-uri, care au același label, selector, anyway. Și unul are, să zicem că versiunea nu are o replică și altă versiune are 5 replici. Din nou, care este puțin limitarea la setup-ul ăsta? Dai la pilă și la iamur, dar e cam aceeași chestie, că ideea este că și aici ai în total 6 replici. Dacă vrei să trimiți 1%, ai nevoie de 100 de replici, 99 cu 1. Ceea ce nu știu dacă vrei să faci 100 de poduri în Kubernetes, e doable, dar nu cred că vrei să faci asta. Bun. Și acum cu Istio. Partea bună cu Istio, care e un service mesh, nu o să intru în foarte multe detalii ce e service mesh, că nu e timp, dar ideea e că el e compus din două părți, are un ingres și un service mesh. Există doar service mesh-uri, doar ingresuri, Istio le are pe amândouă.
partea asta în principiu fac din ingres. Și ideea e că nu contează câte replici ai. În exemplu ăsta am 5 replici pe versiunea nouă, 5 pe versiunea veche. Tu poți să trimiți trafic procentual. Practic poți să trimiți 5% pe versiunea nouă, 9% pe versiunea veche. Deci nu contează și ai scăpat de problema. Trebuie să iau 100 de replici ca să faci fine grain chestia asta. Dar ce putem să facem mai mult? Asta procentuală este cea mai simplă chestie pe care poți să o faci. Așa cum am spus, poți să faci rotare și pe bază de headere. Bine, ideea e că pe bază de cookie-uri, dar și cookie-ul ai trimis într-un header, Istio se poate uita la headere și la cookie-uri și poți să pui regex, de exemplu, pe un header sau pe un cookie și spui că, nu știu, dacă face matching pe, ai pus tu un cookie cu country egal raw, poți să trimiți către versiunea nouă, else versiunea veche. O altă chestie mișto pe care poți să o faci și care este foarte folositoare în cazul în care, să zic, nu e canary, că asta e și ideea că nu e canary, poți să testezi cu date din producție cum fac și adormii, ultima chestie pe care o prezentat-o, poți să ai un endpoint, un balansor intern prin care echipa poate să testeze versiunea nouă, însă, să zic așa, oamenii încă văd versiunea cea veche. După aia, în cazul în care totul e ok, poți să faci switch de ingresuri și să trimiți traficul la V103. O chestie de genul ăsta e foarte folositoare de Black Friday, de exemplu, pentru că developerii tăi pot lucra la site în timp ce utilizatorii publici văd o mentenanță, de exemplu, și poți să rutezi în intern, poți să ai două balansoare și cu Istio poți să rutezi traficul. Exact. Pot, deci angajații pot să stea pentru un VPN, testează site-ul care e conectat la baza de live, ei pot să facă ordere, să vadă că totul e ok, oamenii văd o mentenanță, în momentul în care toată lumea validează că e ok și pregăti site-ul, doar schimbi o regulă într-un YAML și ți-a rutat traficul către... Nu trebuie să faci niciun deployment, doar schimbi o regulă într-un YAML și devine traficul către cel lucrat developer. Fără nimic. Poți să schimbi o regulă, un YAML, un ingres. That's all. Da. Bun. Așa, și nu thanks, înapoi, stai că avem și niște demo-uri, că na, prezentarea nu era foarte lungă, mi-e place să fac demo-uri la prezentări. Deci, hai să ne jucăm puțin. Am pregătit două Nginx-uri, unul roșu și unul verde. Da, nu, că pot să dau și eu. Se vede? Mai dau? Ok. Bun, am un cluster de Kubernetes deployat în AWS, Istio deja instalat. Practic ce o să fac în demo asta, am un namespace, două aplicații și o să trecem prin partea de trafic procentual, să trimitem un procent către o culoare, un procent către o culoare. După aia o să rutăm în funcție de headere și după aia o chestie interesantă pe care poți să o faci. Din Istio poți să faci, ideea e că la un moment dat o să vedeți, când o să fac demo, nu poți să faci canary, adică dacă ai, de exemplu, o aplicație monolit, da? Și are un UI și tu vrei să pui un feature în producție, nu știu, ai schimbat un buton din albastru în verde. Dacă faci canary basic, o să zic omul ăla că e schizofrenic, că vede verde, roșu, verde, albastru, verde, știi, când dă refresh la pagină. Și ideea e că poți să faci într-un fel, din Istio să setezi cookie, să pui un set cookie, când vine primul request, trimiți un respons cu set cookie, îi setezi un cookie și după aia la al doilea request folosești cookie-ul ăla ca să faci rutarea de trafic către una din versiunile pe care le vrei. Și după aia la ultimul, la pe internal, nu e super relevant, dar hai să facem demo pentru astea. Așa că o să mă apuc să bat la taste, nu știu cum o să fac și cu microfonul și cu tastatura, dar bear with me cât ne apucăm de treabă. Bun. O să las microfon sau nu știu. Așa, bun. Cool, hai să creăm namespace-ul și după aceea să deployăm aplicațiile. Așa.
și service. Bun. Și ideea este că la, la primul exemplu cu split, splitul se face 5% trafic către culoarea roșie, către culoarea verde. O să-l fac puțin mai mare, pentru că n-am chef chiar să aștept până validez că s-a rutat corect. Hai să zicem 5.85. Traffic split. Bun. Și acum ce o să fac? O să mă uit, probabil s-a schimbat IP-ul de la balansor. Ia să văd acum ăsta. Nu este un IP privat. Așa, bun. Și acum dacă iau hostname-ul ăsta, trebuie să închid să fac asta publică, ăsta, și mă duc în browser, ar trebui să vă roșu, verde, verde mai mult, că verde 80% și mai dau, am dat iar roșu. Deci, în general, dacă e să dai un curl și după aceea să faci o statistică, probabil că tinde către 585 la 1000 de requesturi. Bun. Deci cam asta e, să zic așa, mecanismul de bază prin care poți să trimiți trafic și, evident, dacă faci un canary pe bun, o să trimiți 5%, îl monitorizezi și ai un proces de release. După aia release-ul o faci cum vrei tu, fie că, nu știu, scalezi canary-ul către ăla, trimiți tot traficul către canary, nu mai trimiți către canary, după aia faci un deployment și știi că l-ai validat, asta depinde de utilizator. Bun, hai să facem și a doua variantă cu header. Aici am pus niște reguli în care spune că dacă mie îmi vine un header numit Cloud Native, care are valoarea red, se duce către culoarea roșie. Dacă are un header Cloud Native care are green, se duce către, către green. Și asta o să fac cu curl, că n-am de la n-am plugin de nici Postman. O fac așa mai sysadmin-ish cu curl. Cloud Native este red către, cum am pus cală? Nu. Ce-am făcut? Ai făcut apply. N-am dat apply? N-am dat apply. Scuze. E perioada că nu ai registrat. E nu-i așa, e nu-i? Scoateți asta la. Așa, bun. Și acum am trimis red și mi-a răspuns cu redeployment. Dacă trimit green, îmi răspunde cu green, dar e o problemă aici. Că dacă eu, de exemplu, aici trimit cu green, nu se mai întâmplă nimic. Practic, eu în YAML ăsta, nu i-am pus și o regulă de fallback. Ideal ar fi să-i pui și o regulă de fallback, că altfel, na, stai probleme. Și cum poți să faci asta? Te rog să mergi din prima și să nu trebuie să caut documentație. Bun, ar fi să fie ok. Hai să-l apusăm iarăși. Așa, și acum ar trebui să facă default pe green. Bun, merge. Deci mereu aveți o cale de scăpare, ca să zic așa, e ok să răspunzi cu un default. Bun, și ultimul exemplu pe care vreau să-l arăt este cel cu sticky session de care vă spuneam. Practic, se întâmplă felul următor. Prima dată vine request-ul și se ia de sus în jos și în prima dată încearcă să facă match pe header. Cu un regex. Dacă user color e red, atunci îl trimite către red 100%, green 0%. O să vă explic după aia de ce sunt ambele culori și de ce sunt așa. Și după aia, dacă găsește cookie-ul și match-uiește regex-ul green, se duce așa către green mai întâi și red-ul 0. Dar în cazul în care nu ai cookie-ul ăsta setat, trebuie să-l setezi. Și practic cum faci este, ai 50% șanse să mergi pe red, 50% pe green.
Când ajunge pe unul din astea, se trimite înapoi răspunsul cu un set cookie care îi pune cu utilizatorul care are red. Aici MaxAge, să zic așa, că e la, aici e destul de mult, n-ai vrea să-mi ții atât de mult, dar o să vă arăt și după aia că se poate scoate cookie-ul, dar e n-a mai complicat. Și dacă faci chestia asta, teoretic ar trebui să fii sticky pe una din culori și o să încerc să fac asta acum. YPL. Așa, bun. Și acum dacă mă duc în browser, o să-mi dea culoarea green și ar trebui, dacă mă uit în developer tools, în storage, o să vedeți că mi-a pus cookie-ul ăsta. Mi-a pus un cookie de care are green. Și acum, de fiecare dată când o stau refresh, o să mă duc numai către green. Pentru că am cookie-ul ăsta și chit că e 50-50, nu contează. Deja m-a lipit către aplicația green. Dar acum avem o problemă cu setup-ul ăsta, că dacă eu mă duc în namespace-ul color și mă uit la deployment-uri și dau scale deploy green deployment replica 0, replica 0, no healthy upstream, ceea ce e nașpa, nu vrei chestia asta, adică tu practic ai blocat userul, ai pus un cookie, tu încă faci sticky session, dar dacă cumva vrei să nu mai trimiți altă versiune, asta e de nou pe upstream. Și procesul prin care poți să scap de asta este fix motivul pentru care aici am pus ambele culori. Este că când vine cu cookie green, dacă tu ai luat decizia că vrei să trimiți totul, orice ar fi către red, poți să pui aici 100% către red. Am pus bine? Da. Și după aia 0 către green și la fel. Dacă are red, tot așa 100%. Deci, practic, orice cookie ar avea, o să meargă tot către culoarea red. Și ce poți să faci în plus față de chestia asta este la fel, în momentul în care el match-uiește pe una din regulile astea, a fost rutat care cookie-ul ăsta, tu poți să-i pui tot așa un header de răspuns, tot un set cookie, dar în care îi spui că data de expirare pentru cookie e practic în trecut. Și în momentul în care tu ai spus că cookie-ul expiră la 1970, i-a scos cookie-ul din browser. Și o să intre pe flux normal, ca să zic așa. E, procesul ăsta nu ai vrea să-l faci de mână. De asta spuneam, e bine să ai ceva automatizat în cazul în care vrei să faci asta. Bun, și cu astea fiind spuse, o să mă opresc aici. Mai era și ăsta cu public, private, dar asta nu e mare șmecherie. Practic tot ce fac e schimb un host, pun IP-ul privat și văd o culoare și pun IP-ul public și văd altă culoare pentru că mă rutează prin diverse gateway. Și astea fiind spuse, vă mulțumesc că asta a fost prezentarea mea. O notă, m-a rugat Cătălin și Alex să zic că ceea ce a prezentat ei nu a fost făcut de ei, ci de toți colegilor, să nu credeți că se laudă. Așa. Și a venit pizza și runda 2 de bere, o să o transbordăm aici. Cam asta a fost.